Te iubesc, Doamne, din toată inima mea și nu-mi e rușine să spun asta. Și vreau ca lumea întreagă să cunoască bucuria pe care o aduce dragostea de Tine. Prefă, Doamne, acest sfârșit de zi într-un nou început pentru mine și pentru toți cei ce caută mila Ta. Umple-ne trupul cu sănătate și vindecă-ne în suflet cele nevindecate. Neapusă în vecie fie lumina Ta, cea care ne călăuzește în întuneric. Amin. Stăpâne, Doamne, Cel ce domnești în taină printre oameni, miluiește-mă astăzi după marea mila Ta și șterge, fără de legile mele, după mulțimea îndurărilor Tale. Spală-mă vârtos de necurăția mea și curățește-mă de păcatele mele multe, căci știu cât am greșit înaintea Ta și că păcatul îmi stă pururea înainte. Așa cum Maica mea în păcat m-a născut, tot așa zilnic să mislesc în pierzare și tânjesc la curăția iertării Tale, căci Tu iubești doar adevărul și neprihănia și lumina și stăpâni ești peste cele nearătate. Vindecă-mi, Doamne, sufletul îngreunat și îmbracă-mă cu blândețea mângâierii Tale în această zi la care m-ai învrednicit să ajung. Arată-mi cele ascunse ale înțelepciunii Tale și întoarce-te, Doamne, la cei ce mai mare nevoie au de atingerea Ta. Învață-i pe cei fără de lege căile Tale și tot așa dă-mi bucuria cunoașterii și a înțelegerii aproapelui meu. Înnoiește într-un duh drept cele-mi din lăuntru și întărește-mă ca să pot face lucrarea Ta chiar și atunci când răul mă înrobește de neliniște, de tristețe și de obsesii. Nu lăsa frica și ura să se apropie astăzi de mine, căci vreau să-ți pot slăvi numele în fața tuturora, cu inimă curată și cu veselie. Mulțumire întrăit îți aduc Ție, Doamne. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă.
Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!